Bine ați venit la o nouă lecție în care vorbim cu Dave Butts despre rugăciune. Dave este președintele Harvest Prayer Ministries și al Comitetului Național de Rugăciune și un prieten drag, așa cum v-a spus în lecțiile trecute și în timpul petrecut împreună. Vorbeam data trecută de războiul spiritual, iar Dave a scos în evidență un adevăr important și chiar o ilustrație din Scriptură, care e probabil cea mai importantă din viața Domnului Isus despre ispită și cum El a biruit-o. Citim că Isus a folosit cuvântul lui Dumnezeu, a citat Scriptura, cuvântul lui, și asta e foarte important. Dave, vreau să vorbim puțin de asta, despre rolul cuvântului lui Dumnezeu în rugăciune. Știi că merg în România de mulți ani de zile. Pe timpul persecuției, un lucru era interzis, Scriptura. Am aflat că erau două lucruri foarte importante pentru credincioșii români la vremea aceea. Primul, rugăciunea. Intrai în biserică cu o oră înainte de a începe și oamenii se rugau. Biserica era plină. Rugăciunea era importantă. Al doilea, cuvântul. Predică o oră, predică două ore. Ei erau flămânzi după cuvânt. Deci, astea două lucruri sunt foarte legate. Cum sunt ele legate? Care este rolul Scripturii, cuvântului, rugăciunii, revendicării, promisiunilor lui și a tot ce am vorbit până acum? Care este rolul Scripturii în rugăciune? E o întrebare foarte bună. Vreau să-ți spun ceva personal. Cel mai important aspect al vieții mele ca om al rugăciunii e folosirea Scripturii. Pentru mine a însemnat, mai mult decât orice, să învăț să mă rog cuvântul Domnului. Să las Scriptura efectiv să-mi formeze rugăciunile. Știu că vei explica asta, dar le voi explica. Da. Să vedem ce înseamnă. Ok. Ce înseamnă de fapt este că dacă doresc să fiu un om al rugăciunii eficient, trebuie să învăț să mă rog voia Domnului. Asta este promisiunea Scripturii. 1 Ioan 5. În 1 Ioan 5, 14 și 15. Dacă cerem orice după voia Lui, după voia Lui, asta e partea grea, după voia Lui, atunci știm că vom primi ceea ce am cerut, orice am cerem. Problema e cum cunoști voia Domnului. Ei bine, nicăieri nu vom găsi voia Domnului mai clar decât pe paginile cuvântului Lui. Și atunci când am exemplarul Scripturii în mâna mea, sau chiar doar părți din el în mintea mea, și folosesc Biblia în rugăciune, descoper că mi-aliniez rugăciunea după voia Tatălui. În loc ca eu să vin la Domnul și să spun, Doamne, m-am gândit la lucrul ăsta, mi-a venit o idee. În loc de asta, vin la Dumnezeu și spun, Doamne, Tu ai spus, cuvântul Tău a spus-o, vrei să-ți împlinești cuvântul Tău? Iată lucrul care îmi place mie. Scriptura e plină de oameni care se roagă Scriptura. E în Biblie, peste tot în Biblie. Descoperi că Daniel, pe când era în Babilon, în robie, și dorea atât de mult să vadă că poporul său se întoarce în patria sa. Și a deschis Scriptura și a citit din sulul lui Ieremia. Și a bazat rugăciunea din cartea Daniel pe cartea Ieremia. Poți vedea asta din nou și din nou și Isus a făcut același lucru, chiar de pe cruce. Îl vezi pe Isus rugându-se Scriptura. Este cel mai frecvent lucru pe care îl vezi. Și ce descoperi acolo este că întocmai așa trebuie să ne rugăm tu și cu mine și toți cei care ne privesc. Putem învăța să ne rugăm mai eficient. Unul din lucrurile care m-a ajutat foarte mult, într-un mod foarte practic, este întotdeauna eram intimidat de cei care rosteau rugăciuni lungi. Mă gândeam, cum reușești asta? Mi-aduc aminte că odată, pe când eram în liceu, cineva mi-a dat o broșură despre rugăciune și am fost foarte entuziasmat și m-am hotărât să mă rog o oră întreagă. Am închis ușa camerei mele, mi-am scos ceasul și am îngenunchiat lângă pat și m-am rugat. Și m-am rugat. Am deschis ochii, m-am uitat la ceas și 5 minute trecuseră. M-am ridicat de pe genunchi și mă gândeam, oare pentru ce anume se roagă oamenii aceștia când se roagă ore întregi? Acum știu. Nu pentru că sunt mare om al rugăciunii, dar am învățat că pot deschide cuvântul Domnului și să încep să vorbesc cu El bazat pe ceea ce e în inima Lui, care e planul Lui. Și acum, dacă mă pui singur într-o cameră și n-am nimic acolo și trebuie să mă rog câteva ore, îmi va fi destul de greu, dar dacă îmi dai Biblia, Sammy, pot să mă rog ore în șir. Cei mai mulți creștini pot învăța să se roage ore în șir, pentru că acum îi permitem Domnului, și folosesc acest termen din nou, să-mi formeze rugăciunile. Efectiv folosesc limbajul lui Dumnezeu, din cuvântul Lui, să iasă din gura mea, prin cuvintele mele, înapoi către El. Și descoper că mă rog pentru lucruri la care nu m-am gândit niciodată. Înainte intram ușor în rutină. Repetam mereu aceleași lucruri. Când folosesc Scriptura, descoper că mă rog pentru lucruri la care nici măcar nu m-am gândit înainte. Pentru că sunt proaspete, vin chiar de pe pagine cuvântului Domnului. Dă-mi voie să te întreb un lucru foarte important. Vreau ca toată lumea să înțeleagă asta corect, ok? Să-l priceapă. Vorbești despre a merge la locul în care petrec timp cu Dumnezeu, am un loc liniștit în care îl întâlnesc, deschid Biblia, citesc sistematic, asta faci sigur tu. Deci când citesc, sunt aici, să spunem că citesc Psalmul 28, îl citesc pe tot, apoi ce faci? Te întorci înapoi și te rogi lui Dumnezeu pe baza Scripturii, asta spui că faci tu? Iată partea bună, nu ai cum să greșești. Ok. Nu o poți face în mod greșit. Ceea ce eu fac adesea, pe măsură ce citesc, mă rog. E interesant să vorbești cu autorul unei cărți. Doamne, vorbește. Eu spun, Doamne, n-ai vrea să mă înveți despre asta? Apoi citesc cu voce tare. Și pe măsură ce citesc, descoper adesea, aproape tot timpul, că după un verset sau două, mă opresc. Și descoper că mă rog ceva din acele versete. Uneori spun doar, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce am citit. Sau, dintr-o dată, ceva mi-atrage atenția. Am folosit acum câteva sesiuni textul din Psalmul 27, unde David spune, un lucru cer de la Domnul, să locuiesc în casa ta toate zilele vieții mele. Iau lucrul acesta și încep să mă rog, Doamne, asta îmi doresc și eu. Ce a spus David, asta vreau și eu. Vreau să locuiesc în casa ta toate zilele vieții mele, să mă uit la frumusețea ta, să te caut în templul tău. Apropo, după o vreme de rugăciune profundă, spun, Doamne, ajută-mă să înțeleg ce m-am rugat. Putem face asta. Da. Putem fi sinceri. Nu există nimic aici care să ne spună că trebuie cumva să îndeplinim un ritual religios. Și ceea ce facem este să adăugăm cuvintele noastre în text, lăsând cuvântul Domnului să devină parte din gândirea noastră și din rugăciunea noastră, și asta schimbă felul în care ne rugăm. Pentru totdeauna. Unul din lucrurile descoperite este că trebuie să vin cu o inimă deschisă. Nu să zic, ok, iată ideile mele și le voi impune Scripturii. Trebuie să vin la El și să zic, Doamne, vreau să vorbesc cu Tine și vreau să-mi vorbești. Este acea relație despre care vorbeam, apoi să-L las să-mi vorbească. Și am descoperit că El ne dă promisiuni în Scriptură. Aceste promisiuni sunt pentru copiii mei, pentru lucrarea mea, viața mea, viitorul meu. Absolut! Și când El promite, parcă acel cuvânt va sări de pe pagină, direct în inima mea. Da. Un lucru îi îndemn pe oameni să facă și te îndemn și pe tine este să marchezi asta pe telefon, în aplicație, unde poți să pui tag. Adu-mi aminte de asta și săptămâna viitoare, dar tu ia cuvântul și îți va vorbi. E o conversație cu două sensuri. Tu îi vorbești, El îți vorbește. Asta e totul. Să-L cunoști și să-L iubești.